Atunci o să invit pe scenă cei trei vânători ai festivalului, Cătălin Beldea, Gabriel Neagu și Răzvan Andrei. Sunt trei oameni de vârste diferite, cu aceeași pasiune pentru astronomie. Unul este, îl vedeți cum iese acum, cu pușca după el, e un vânător de eclipse și o să dăm și premii dacă cineva o să știe ce e aia o eclipsă. Avem pe Gabriel Neagu, care a împlinit, câți ani ai împlinit, Gabriel? 18 ani. Și este vânător de stele variabile și iată-l și pe domnul Andrei, care este vânător de meteoriți. Bun, dă-i drumul, zile, tu ce ai astea variabile? Stele variabile sunt stele ale căror strălucire este în continuă schimbare. Sunt uneori mai strălucitoare, iar alteori mai slab strălucitoare. Dar de ce nu au întotdeauna aceea strălucire? Cauze sunt diverse, ori se acoperă una pe alta, se eclipsează. Nu se acopere o planetă pe alta, nu se învârte fiecare în jur, ei n-are fiecare o... Există sisteme de stele duble, așa, care se învârt în jurul centrului comun de masă, cum fac Pământul și Luna. Doar că, din punctul nostru de vedere, cum ne uităm noi, ele trec una în fața celelalte. Am înțeles. Și ce se întâmplă când o stea variabilă acoperă altă stea variabilă? Are loc o eclipsă și luminozitatea scade. Stelele variabile mor? Da, ca toate stelele. Și ce se întâmplă când moare o stea variabilă? Când moare o stea, dacă este mai mare, devine o supernovă. Adică ca la o stea obișnuită, exact. Nu e mare lucru. Deci exact. O stea puțin mai bronzată, mai luminoasă, exact. Dar aceea stea. Hai să vedem prezentarea ta. Da. Aici, pe primul slide, avem curba de lumină a unei stele variabile foarte cunoscute, chiar dacă nu mulți știu că este variabilă. Este vorba de steaua polară. Steaua polară este un sistem de 6 stele. Acolo sunt 6 stele care se învârt una în jurul celelalte. Și steaua polară e un sistem de 6 stele? Da, sunt de fapt 6 stele acolo. Ia o stea. Și noi ne uitam, ziceam că e o singură stea. Da. Noi folosind un telescop cu putere mare de mărire, o să vedem și a doua stea din sistem. Dar celelalte sunt foarte slabe și apropiate. Putem trece la următorul slide. Asociația Americană a Observatorilor de Stele Variabile, pe care o reprezintă în România, se ocupă cu colectarea datelor, analizarea lor și publicarea lor. Datele acestea vin în special de la astronomii amatori, care aduc o contribuție foarte importantă în acest domeniu. Putem trece mai departe? Principal tool folosit de noi este Indexul Internațional al Stelelor Variabile. Aici sunt indexate majoritatea stelelor variabile cunoscute, descoperite de astronomi amatori sau profesioniști, sau de misiuni spațiale, iar această bază de date este în continuă modificare. Mereu se adaugă noi stele, stele vechi se modifică, se modifică parametrii, se modifică perioada, se recalculează extremii. Putem trece următorul? AVSPEC este indexul de date spectrale, unde se raportează date observate cu un spectrograf, care desparte lumina în mai multe lungimi de undă. Și mergem mai departe, că totuși publicul nostru este micuț? Exact. Ceva mai simplu, aici avem un exemplu de stea variabilă, care vedeți cum pulsează și schimbă strălucirea. Putem să vedem o stea variabilă de seară? Putem să-i observăm, dar nu putem vedea variabilitatea în timp ce observăm. Și am uitat să vă spun, ați văzut ce frumos a prezentat, reprezintă aici societatea americană, da? Are 18 ani. Acest tânăr de 18 ani a fost împreună cu noi în urmă cu 2 luni, 3 luni. Cam 2 luni. De ziua astronomiei la Cotroceni este tânărul care a descoperit o stea pe care a numit-o România și diseară poate că, dacă vă rugați de el, o să vă și arate la telescop. Hai să vedem mai departe prezentarea ta. Aici avem alte două exemple, o stea care pulsează și două stele care se eclipsează în stânga noastră. Ok, mergem mai departe. Contribuția noastră este foarte importantă în cercetare. Noi, astronomii amatori, putem contribui prin analiza datelor existente, rafinarea datelor publicate deja
și observând stele variabile strălucitoare, pe care le putem observa cu instrumente mici, dar și cu ochiul liber. Cu ochiul liber se observă foarte multe stele variabile, chiar și se pot și descoperi. Putem trece mai departe? Aici o să prezint trei cazuri, trei persoane cu rezultate excepționale în astronomie, fiind astronomi amatori. Sebastian Otero din Argentina se ocupă cu moderarea bazei de date VSX și a descoperit, folosindu-și doar ochii, variabilitatea a două stele foarte strălucitoare. Una puțin înapoi, una de Scorpion și una din Vela. Mai departe, Gabriel Murawski și Marius Bayer sunt doi colaboratori care, fiind astronomi amatori, la fel ca mine și cum poate fi oricare dintre noi de aici, au descoperit peste 4.000 de stele variabile indexate în indexul internațional al stelelor variabile. Și mergem mai departe. De ce pot să colaborez cu AVSO? Deoarece poți învăța tehnici de analiză, îți poți dezvolta comunicarea în limba engleză sau franceză, aveți acces la programul de mentorat, care este gratuit. Te plătesc? Nu. Nu te plătesc. Mergem mai departe. Mai departe. Nu le mai facem reclamă. Asta a fost tot. Asta a fost tot? Da. Mulțumim frumos, Gabi. Aplauze. Și acum să mergem mai departe, să vedem. Uitați-vă bine la el, copii. Ai terminat acum liceul. Da. Câți ani ai? Spune-le câți ani ai. 18. 18 ani. La 18 ani descoperă stele variabile, descoperă asteroizi la galați. Toată lumea poate să facă așa ceva de la 6-7 ani încolo, vă pregătiți și ajungeți la 18 ani astronomi. Are peste 100 de stele descoperite, da? După ce le vedem, după ce vedem lucrurile astea frumoase aici, vă duceți și la telescop, copii, da? Neapărat. Sau, mă rog, părinții să-și ducă copiii, poate unul dintre ei ajunge ca Gabriel. Oricine are șansă. Oricine are, da? Uitați-vă, 18 ani are și a descoperit mai mult decât jumătate din astronomii români din toate timpul. Și evident a debutat cu primul lui articol în Știință și Tehnică, așa că dacă vreți să luați autograf de la cel mai tare vânător de stele variabile din România, cumpărați revista, cereți-i omului autograf și după aceea, la peste 100 de ani, o să-l vindeți cu prețul unei rachete. Hai să vedem, Răzvan. Bună ziua! Răzvan, Răzvan sau Andrei? Care-i numele de familie? Andrei. Andrei, bun. Deci Răzvan, nu? Bun. Când te-ai apucat tu de meteorii și de ce? Nu cred că există un moment în care să mă fi apucat, tot timpul m-am fascinat cu greu. Când eram foarte mic, aveau la Antipa, într-o vitrină, undeva jos, vreo 3. La Antipa? Cred că cel vis-a-vis, la geologie. Nu, nu, la muzeul Antipa. Antipa aveau meteoriți. Da, aveau vreo 3 meteorii și vedeam o reieșire și îi priveam. Și erau scumpi? Cine știe, nu erau de vânzare. Așa spune, așa, da. Pentru că dacă vreți să cumpărați meteorii, să știți că sunt de vânzare la muzeul de geologie. Posibilitatea de a ține în mână o rochie de din altă lume. Și am început să-i caut. Până toată lumea. Lasă, până toată lumea, totuși aveai 10 ani, 12 ani când ai plecat, nu? Bun, de atunci. Deci când ai plecat după primul meteorit? Undeva după Revoluție, bineînțeles că înainte nu puteam să ies, n-aveam minte. Și a fost pasava. Una din zonele de conectare densă, să numesc, pentru că sunt foarte, foarte ușor de alterat în atmosfera terestră. Așa încât Sahara, cu uscăciunea ei și cu lipsa apei, îi păstrează foarte mult. Și te-ai dus în Sahara să cauți meteoriți. Da. Și ai găsit meteoriți. Sahara, da. Foarte mult. Și de unde știi că ăla e meteorit? Cum îți dai seama că unul e meteorit? Ar trebui să-mi fac un doctorat în domeniu ca să-mi urmăresc pasiunea. Te-ai făcut doctoratul și după aceea te-ai dus în Sahara? Nu, tu te-ai dus în Sahara de nebun să cauți meteoriți. Da. I-ai găsit. Da. Dar bineînțeles că după o vreme, cu autoeducare, chiar cu autoeducare, poți să deosebești o rochie extraterestră de una terestră. Vreau să spun că tuaregii din Sahara sunt atât de specializați, încât de ușor depășesc ochii unui om de știință bine format, profesor universitar. De ușor. Adică ei poate să spună exact, să-ți clasifice un meteorit doar din privire. Câte pietre ai acasă? S-ar de 1.500 de lume. Nu am arătat cu adevărat. Da, bă! Acum,
teoretic. Vă rog să-i spuneți pentru toată lumea de aici, pentru că nu știu cât știu diferența dintre meteorit și meteor. Când vedem o stea căzătoare, ce este ea? Nu s-a auzit. Ăla e meteorul. Deci meteoritul este produsul ce ajunge la sol. Așa, deci în momentul în care vedem o stea căzătoare și ne punem o dorință, ăla este meteor, adică este un fenomen atmosferic, n-are legătură cu astronomia. În momentul în care cade pe pământ, cum se numește? Meteorit. Meteorit, țineți minte, deci e diferență dintre meteor și meteorit. Meteoritul ăsta poate să ne cadă în cap, aici e problema, de-aia nu-i bine să spunem ploaie de meteoriți. Și spunem ploaie de meteori, da? Câți au căzut în cap până acum? În toată istoria asta așa, a planetei, cred că există unul singur care a lovit o ființă umană. Caloga, cred că se numește. Cât noroc să aibă umană? O cucoană lovită în șoldă. Bă, nu știu că a păgătită cu ceva. Este un mare noroc să te lovească un meteorit. Da. Dar în Antarctica n-ajungeți să-i căutați pentru că acolo... Aș ajunge dacă mă sponsorizează cineva. E cam un pic cam răcoare pentru gusturile mele. Prefer Sahara totuși. Sau mai nou, Atacama, care acum când zi-l cum Gobi, au început să producă foarte mult pentru că deja chinezii se duc acolo foarte des să caute. Există partea financiară, partea, cum să spun, venituri mari, relativ mari. Care este cel mai scump meteorit descoperit până acum? MV8159, 10.000 de dolari pe gram. 10.000 de dolari pe gram. L-ai vândut sau l-ai cumpărat? Niciunul, nici altul, da. Bun, cât de greu a fost asta? Aproape un film. Aproape un film. Bine, sunt unii absolut inestimabili, cum e 84001 ăla din Antarctica, despre care Dave McKee spunea că conține nanofosile de bacterii. De la Lindu pe Marte. Dar acolo nici măcar nu îndrăznesc, nu trebuie dacă... Dacă de vânzare. Da. Deci iată, un meteorit, dacă îl căutați, poate să coste 10 milioane de dolari. Hai să vedem cum arată o vânătoare de meteoriți. Deci cum te duci tu să știi că auzi meteoriți? Unde? E o poveste întreagă. Păi poveste întreagă, zi-o, da, ești aici. E o anume pregătire, adică nu te duci bine tot la vânătoare, o luăm în culo și găsim. Nu? Se estimează eclipse de cădere pe baza găsirilor anterioare, se trasează o grilă, te duci frumos cu mașină, stabilești o bază, după care începe parte de detectare, de vetroacă, de detectare de metal. Sunt și îngropați în... visit sau doar vizual pe suprafață, pentru că diferă complet de roca locală, așa, în Sahara și e... A, tu mergi în general, absolut, ai rămas pe Sahara. Da, absolut pe grilă, ai rămas pe Sahara. Poți să mă duci în Atacama, dar după ce trece COVID-ul. Am înțeles. Deci să faci așa, mergi cu detectorul de metal și l-ai găsit? Ori detectorul vizual, dar, cum să spun, sistematic pe grilă. L-ai găsit să marchează locul cu coordonate GPS, cu ce trebuie. Și ei sunt din mai, mai multe materiale, nu? Absolut. Deci poate să fie, probabil că există undeva la câteva sute de tipuri de meteoriți, o sistematică specifică și fiecare ne spune câte ceva despre un corpărit. Tu ți-ai pregătit și o prezentare sau continuăm noi să te întrebăm? Nu? Te încontrăm așa că noi te-am întrebat până mâine dimineață. E prima dată la când ne întâlnim față în față, discutăm de foarte mult timp, dar e prima oară, e primul interviu în direct pe care Știința și Tehnică Iliar Răzvan. E primul interviu pe care îl luăm. Da. Sigur că pot să fac o prezentare cu poze și filme și cu... Păi poate mâine te gândești și poate vii cu o prezentare cu poze și cu asta. Probabil. Deci ce vreau să vă mai spun este că aici la festival avem foarte mulți meteoriți, foarte mulți, este așa, cu ghilimele de rigoare, avem meteoriți pe care puteți să-i vedeți și la microscop, să vedeți structura lor, inclusiv Răzvan a adus câțiva. Ai mei sunt la standul SARM, puteți să treceți pe acolo să vă uitați. Deci avem pe partea cealaltă un stand la care este Valentin Grigore, nu? De la societatea SARM. Există și la Astroclubul București. Și unde îl prindeți pe Răzvan, săriți pe el cu întrebările și aflați mai multe despre meteoriți sau rugați el să meargă să vă povestească la microscop. Partea principală. Uitați-vă în jos. Întotdeauna s-ar putea să găsiți unul. În 20 de ani de căutat pe România am găsit doi. Atât. Preșcoi și Gresia. Dar sigur mai sunt. Da, vreau să spun că când l-am cunoscut pe profesorul Băraru de la Constanța, este un profesor care antrenează elevii olimpici la fizică și de vreo 15 ani profesorul Băraru ia premii la NASA cu aceste echipe.
profesorul Bărar întotdeauna are un magnet în buzunar, merge cu el, stă pe o băncuță, trece așa și zice: ăsta e praf de meteorit, ăsta e meteorit. Da, meteoriții sunt magnetici, majoritatea, da. Și zicea, pui pareu cu mine că e meteorit și n-ai cum să-l contrazici. Ba da, eu pot. Tu poți, eu nu. Ok, mulțumesc mult, Răzvan. Te așteptăm și mâine. Mulțumesc frumos. Intrăm în prezentarea, da? Da, eu uite, vor să aplaude. Aplauze atunci pentru vânătorul unde e meteoriți. Ce înseamnă să ai o pasiune pornită din copilărie? Exact ca și la tânărul Gabriel Neagu, exact ca și la tânărul... La tânărul Gabriel Neagu e tânăr Gabriel Neagu, a plecat și din... Și tu ai fost tânărul... Din copilărie a plecat. Și de la tine din cât a plecat? Tot din copilărie. Din copilărie. Deci asta, copilăria este cu probleme. Aveți grijă că sunteți copii, că cine știe ce pasiuni trăziți. Adrian, ce te rog, când stai în fața ecranului, să nu eclipsezi eclipsa. Deci de asta e bine. E bine să stai un pic mai încolo, pentru că eclipsezi... Nu poți să fii, poți să fii mai încoace. Glumesc, îți dai seama. Da. Poate să copii, ați văzut, el poate să eclipseze un pic eclipsa. Ia să vedem ce am pregătit noi pentru astăzi. Asta e o hartă. Este o hartă a lumii. Punctulețele alea negre pe care le vedeți sunt zonele pe unde am trecut eu să văd cât o eclipsă. Dar să văd și să fotografiez cu un aparat ăsta, ca aici. Da? Deci am fost în... Aolo, nu mergem mai departe. Nu, am o înțelegere că ridic mâna, trebuie să mergem încă un slide și încă un slide, dar nu, încă nu e caz. Deci, Adrian, în partea stângă avem Americile. Aici am făcut 3 expediții. Și Adrian Bănuț a fost în 2 expediții. În America de Nord și în America de Sud. Și am văzut 2 eclipse fabuloase. În Europa, bineînțeles, a fost eclipsa din 2000. Din 2000 sau din 1999? Cine a văzut eclipsa din 1999? Mâna sus. 1, 2, 3, 4, 5, 10 mâini. 11. Voi ăștia mici n-aveți cum să vedeți eclipsa. Voi o să o vedeți pe aia din 2081. Așa. O eclipsă în Siberia. O eclipsă în Siberia, o eclipsă în Africa, o eclipsă în Australia, una în Pacificul de Sud și una în Indonezia și una în China. Dar de aia din China nu vreau să-mi aduc aminte. 20? Merge? Merge. Da. Ce e eclipsă? Întreabă pe copiii ăștia din noastră, sunt la tine ca la stele variabile. Ia stai un pic, avem și un premiu? Avem mai multe premii. Avem mai multe premii. Avem premiu, o revistă, asta cum se numește, Știință și Tehnică. Da, da. Care știe să-mi spună ce e o eclipsă totală de soare? Vino încoa. Eu dacă mă mișc de aici, facem microfonie, așa că vii la mine. Hai, 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 că nu te vede nimeni, să știi, nu ne vede nimeni aici. Dar de ce te grăbești? De ce te grăbești? Lasă-mă să te întreb eu. Cum te cheamă? N-am auzit. David. Ați auzit? David. Ce clasă ești? Trece a șasea. Ce e eclipsă? Când o planetă vine peste alta și se face întuneric. Când o planetă vine peste alta și se face întuneric. Ești aproape. Deci se face întuneric dacă un corp acoperă un alt corp care are lumină. Că altfel nu se poate face întuneric, nu? Când pui mâna... Exact. Deci când pui mâna în fața becului, e făcut eclipsă. Nu? În cazul ăsta, luna vine și se așează în fața soarelui. Și avem o... totală de soare. Și o să vedem câteva imagini, da? Mulțumesc, ia să vedem, ai primit de la Nemira ceva? Vezi să nu te muște? Calea spre stele. Hai. Deci a câștigat o carte, Calea spre stele. Deci dacă sunteți atenți, o să câștigați și niște 20. Asta merge. Așa, vreau să vă spun că și editura Nemira împlinește anul acesta 30 de anișori de când lucrează alături de revista Știință și Tehnică. Revista Știință și Tehnică este un pic mai bătrână, are 72 de ani și 138 de ani de la înființare. Și acum să mergem mai departe să vedem ce ne arată Cătălin aici, cu multe stele pe stelar. Atenție! În seara asta, asta este o seară de astronomie. O seară prin care ați venit să vă uitați prin telescop. Avem telescoape în stânga, avem telescoape în dreapta, pe peluză. În momentul în care se întunecă, putem să vedem tot felul de lucruri pe cer. Și vă invit, imediat ce se întunecă, sau chiar în crepuscul, să mergeți la telescoape. Da? Putem să vedem Luna, putem să vedem Venus și un pic mai târziu, dacă avem noroc și nu ne încurcă copacii de acolo,
două planete, Saturn și Jupiter. Ia să mergem un pic mai departe, să vedem ce am pregătit pentru astăzi. Mergem și mai departe, că n-avem timp. Hai să pun întrebarea asta. Da, Adrian? O punem să vedem dacă... Câte stele sunt pe cer? Câte stele sunt pe cer? Mâna sus care știe și vine aici să-și ia premiul. Trebuie să fie sub 15 ani. Ia să vedem. Știi tu câte stele? E sigur că știi câte stele? Te întreb de aici ca să nu ne încurcăm. Hai, vino. Da, stai. Trebuie să-mi spui cum te cheamă. Mă numesc Ioan. Ioan. Ce nume frumos. Hai că să te întreb direct, să nu mai stăm să discutăm cât, ce clasă ești, ce ai învățat la școală și ce îți place mai mult. Câte stele sunt pe cer? Infinite. Infinite? Păi stai, unde pleci așa? Să știi că o să primești o revistă ca să înveți câte stele sunt pe cer. Ca să aflăm câte stele sunt pe cer, e de ajuns să numărăm câte fire de nisip sunt pe toate plajele din lume și pe toate în toate deșerturile din lume și pe fundul oceanelor. Și mergem acolo cu lopățica și începem să numărăm câte fire de nisip sunt. Și spun o întrebare și mai simplă acum. Sunt mai multe stele pe cer sau grăunțe de astea de nisip de pe tot globul, deci de pe toate plajele, de absolut peste tot. Ia spune, tu ce crezi? Mai multe fire de nisip sau stele? Fire de nisip. Deci fire de nisip. Pentru cei mai mari dintre dumneavoastră, vă spun așa, 10 la puterea 17 fire de nisip, 10 la puterea 22 stele. Adică multe, mult mai multe, foarte multe. Da? Cele mai multe sunt stele. După aia urmează firele de nisip. Asta ca să vă faceți o idee cam câte stele sunt pe cer. Multe, da? Te rog. Mergem un pic mai departe. Asta e o întrebare foarte bună. Există viață în univers? Aici este o șmecherie. Nu e nicio șmecherie. Ba, e o șmecherie. Nu e nicio șmecherie. Să fiți atenți și la școală. Asta este o șmecherie. Când vi se pune o întrebare, trebuie să fiți foarte atent la termeni. Adică, dacă vine aceasta, există viață în univers? Întrebarea care este, ce înțelegi prin viață? Păi, viață, așa, carne și oase, cum se pune? Vezi? Deci, viață în carne și oase. Da, păi uite, mai jos scrie, există extraterestri? Asta urmează să te întreb pe tine. Există extraterestri? Da. Cum te cheamă? Ștefan. Tu ești extraterestru? Nu. Nu ești extraterestru. Adrian e extraterestru? Nu. Da, eu sunt extraterestru? Da. Nu. Deci există extraterestri, da? Vrei să încercăm să vedem cum arată? Da. Ia să ne uităm, să vedem. Tu îmi spui dacă seamănă, ia să vedem. Așa? Hai, nu se poate. E sigur că nu așa? Ia să mergem mai departe. Așa? N-arată așa? Eu știam că așa arată extraterestri. Eu așa îi văd în filme. Tu cum crezi că arată extraterestri? Nu știu. Nu știi, asta este un răspuns foarte bun. Pe care nu știu. Da, nu știu. Dom'le, nu știu. Trebuie să avem puterea și mintea să spunem la un moment dat, nu știu. Și vreau să învăț. Vreau să știu. Dar nu știu. Nu e nicio problemă. Ia să vedem altul. Ăsta e mini-marțian. Ăsta e mini-marțian. Deci mini-marțian. Așa arată mini-marțienii. I-ați cumpărat și voi, nu? Ia, următorul. Aici ajungem, dar vorbim, Adrian, nu de la ora... 21.30. De la 21.30 vom vorbi despre... Și Claudiu Tănăselia de la Cluj cu avion. Da, despre Marte. Mai dăm una ca să... Ia uite. Ce face aici domnul ăsta îmbrăcat în costum de scafandru? Udă o plantă. Și pare că e o cânepă aia dată. Nu știu dacă e cânepă. Dacă am așa o altceva de biologie, confirmă, să nu ne imaginăm lucruri. E o cânepă urât din partea lui că uzi cânepă pe Marte. Da, ca să ajungi pe Marte trebuie un pic de cânepă. Deci, la un moment dat, s-ar putea să ne mutăm. Tu vrei să te muți pe altă planetă?
Nu. Nu, nici eu nu vreau, bravo. Și ăsta e un răspuns inteligent. Dar s-ar putea să fim nevoiți. Și din cauza asta o să trebuiască să creștem niște plantuțe de-astea pe Marte sau pe altă planetă. Unde crezi că ar putea să mai fie viață în sistemul solar? Pe Marte am stabilit. E posibil să fie sau nu? Dar unde crezi tu că ar mai putea fi? Știi? Pe unul din sateliții lui Jupiter? Oare? Nu știu. Ei, nu-i nimic, nu-i nimic. Hai să-l premiem, Adrian. Da, stai puțin până îl premiem, îl premiem. Îl premiem că trebuie să că trece premiem timpul. Și uite, cu o revistă pentru copiii isteți. Pentru de copii pomană isteți, este revista absolut. Asta făcută. Vreau să putem să-l completez puțin pe Cătălin. Am spus aici o revistă în care am vorbit exact despre plantele pe care NASA le studiază. Sunt niște plante miraculoase pe care le puteți vedea la noi la stand. Sunt niște plante care pe lângă faptul că absorb dioxidul de carbon și ei absorb și substanțele toxice, volatile din aer. Sunt niște plante de apartament, sunt niște experimente pe care NASA le-a făcut în anii 85 și niște plante pe care noi, cei de la știință și tehnică, ne-am gândit să le dăm copiilor ca voi să le crească în clase și acasă ca să vă purifice aerul. E un proiect pe care noi îl facem împreună cu Grădina Botanică din București, din Cluj, cu toate grădinile botanice din țară și cu universitățile astronomice. Și dacă tot am făcut pauza asta de biologie, te rog să-ți dai voie să premiem un... Îl premiem sau nu îl premiem? Până într-un minuțel mergem mai departe. Un minuțel mergem mai departe, că nu putem să stăm, că pleacă lumea. Uite, au început să plece copiii, nu se poate. Deja omul ăsta merge pe Marte. A, e pe lună, de nebun merge ăsta. Da. Deci, ce e de stabilit și de înțeles, și fără să ne punem prea mari probleme, este că am ajuns pe lună. Vom vedea dacă vom ajunge pe Marte, vom vedea dacă vom ajunge pe alte planete. Să știți că lucrurile nu sunt atât de simple pe cum par. Ne dorim să ajungem pe Marte, dar acolo sunt niște probleme. În primul rând, gravitația e altă. Să te obișnuiești cu gravitația aia e o problemă. În al doilea rând, sunt radiații. Să te obișnuiești sau să faci în așa fel încât să nu mai ai radiații, iar este o problemă. Deci nu imediat vom ajunge acolo și nu imediat ne vom muta. Ia să mergem mai departe. Mergem mai departe. 2-10. Da, o să fac un dans pe scenă, că poate mă aude cineva. Mergem mai departe. Bine. Ia uitați-vă ce avem aici. Luna. Dar am pus acolo, eu din greșeală, am pus Mercur. Ia uitați-vă. În dreapta este care? Luna sau Mercur? Luna e în dreapta și Mercur e în stânga. Vedeți cât de mult seamănă? Știți de ce seamănă ele? Pentru că nu au atmosferă. Și atunci au fost lovite asemănător de asteroizi, de comete, de meteoriți de ăștia mai mari, da? O să vedem Luna un pic mai târziu. Ia să mergem mai departe. Aici avem Venus. Deci dacă am venit la Astrofest, trebuie neapărat să recapitulăm planetele. Prima planetă e Mercur, care seamănă cu Luna, țineți minte. A doua planetă este Venus, care seamănă izbitor cu Pământul. De ce? Pentru că are aceeași dimensiune și are atmosferă. Problema ei este... Vrei să-mi spui? Ce e atmosfera? Asta e întrebarea, ce e atmosfera? Extraordinar, ai văzut, Adrian? Eu nu te-am întrebat ce e atmosfera. Dar eu nu știu ce e atmosfera. Atmosfera e asta pe care o respirăm noi.